În România, distribuirea pastilelor de iod către populație a eșuat lamentabil. În aproape un an, doar 3% dintre cele 30 de milioane de comprimate produse au ajuns la oameni. Asta în condițiile în care se vorbește tot mai des despre posibile incidente nucleare în Ucraina. Ministrul Alexandru Rafila ridică din umeri, spune că nu își explică acest eșec, deși tocmai el a început campania. Sunt județe cum ar fi Giurgiu, unde au fost livrate, atenție, puțin peste 1% din pastile. Și cu toate acestea, niciun oficial nu-și asumă dezastrul. Zeci de milioane de comprimate ZAC uitate prin depozitele Direcțiilor Județene de Sănătate Publică, o afacere care a costat statul român 6 milioane de euro. Urmăriți un nou episod, Statul la Stat. Pentru a vedea cum funcționează sau, mai degrabă, nu funcționează lucrurile, am mers în județul Giurgiu. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sănătății, Giurgiu este pe locul 5 în topul județelor care au distribuit cele mai puține pastile de iod. În depozitele Direcției de Sănătate Publică au ajuns anul trecut 354.627 de comprimate. Dintre acestea au fost livrate populației, atenție, 5.728, adică doar 1,6% din toată cantitatea. Pentru a afla de ce, am mers la sediul DSP. Șef aici este Magdalena Mărcuț. Care este cauza, din punctul nostru de vedere? De ce atât de puțin? În ultima perioadă nici nu s-a mai făcut o publicitate în sensul acesta, dar nu s-a făcut această publicitate nici Da. S-a făcut o mare publicitate pentru aceste comprimate, deoarece nu se poate, nu... Da, cred că... Vreau să zic că nu se vrea ca populația să fie cumva... Să fie... Mă deranjează camera asta, chiar pe bine, nu puteți să opriți mulți. Camera nu am oprit-o, însă am încercat să o ajutăm pe șefa DSP să își pună ordine în gânduri. Haideți să încerc să mă ajută la ce vreți să spuneți de fapt. La... Nu dorim să se impacienteze populația în sensul... ăsta și nici nu vroiam să... A, să alarmați lucrurile. Să alarmez, da, că nu-mi venea cu bun. Ah, ok, să nu se creeze panică. Da. Okay. Da. Bun. Anul trecut, în urma refuzului medicilor de familie de a distribui ei pastilele de iod direct pacienților, Ministerul Sănătății a stabilit că vor fi livrate prin intermediul farmaciilor, dar cu rețetă de la medic. Măsura s-a dovedit un eșec total. Din cele 30 de milioane de pastile produse, au fost distribuite doar 907.000. Restul zac prin depozitele Direcțiilor de Sănătate Publică, fără să le vrea nimeni. În toate județele, comprimatele sunt distribuite doar în anumite farmacii, situate cu precădere în orașe. Așa că mulți dintre români, mai ales cei din zona rurală, s-au găsit în imposibilitatea fizică de a le procura, având de parcurs chiar și 10 de kilometri până la prima farmacie. În aceste condiții, evident că oamenii s-au lăsat pe gubași. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați auzit de campania aceea prin care se distribuie pastile de iod populației. Nu. Deloc. Nu. Ați auzit. Ați fost să luați? De ce? De ce? Ne întoarcem la Giurgiu. Aici există doar 16 farmacii de unde pot fi ridicate comprimatele, 15 în orașul Giurgiu și una în orașul Mihăilești. În Bolintin Vale, al doilea oraș ca mărime din județ, după numărul de locuitori, nu există nicio farmacie care să distribuie iod. Trebuie să-ți fac pile de iod, pe noastră, ca să ne stau. Bomba lumină, asta de 27 de undeva prin localitate. Aceeași situație o întâlnim în toate județele. Cele mai slabe rezultate se înregistrează în Tulcea, unde au fost distribuite doar 3.307 comprimate.
Cel care și-a asumat de la bun început acest proiect, deci direct responsabil și pentru eșec, este chiar ministrul Sănătății Alexandru Rafila. I-am solicitat demnitarului un punct de vedere, însă nu ne-a răspuns la mesaj. Am mers să-l căutăm la ședința Comisiilor de Sănătate din Parlament, unde era audiat pentru noul mandat de ministru. Prezența noastră l-a iritat teribil. Iertați-mă, așa mi-a spus la început. Așa v-a spus, dar vreau să vă întreb și eu de pastilele de iod, domnule ministru. Nu fac acum. Sunteți mulțumit de modul în care s-a făcut distribuirea pastilor de iod? Distribuirea s-a făcut corectă, a fost corectă. Din păcate, n-a existat o foarte mare solicitudine. Totuși, având în vedere riscurile de lângă România, din Ucraina, discutăm de centrale nucleare care se află în pericol în momentul de față. Este o măsură corectă și România având întotdeauna o rezervă de iod pentru astfel de situații. Deci măsura a fost corectă. Mulțumesc. Și de ce nu a fost atât de multe, nu au fost atât de multe solicitări? Aveți o explicație? Nu am nicio explicație, nu am. Noi am făcut eforturi și dumneavoastră poate ați făcut eforturi ca presă, așa că campania de informare a fost una suficientă, să spunem. Rezultatul nu este mulțumitor, dar evident lucrurile pot fi îmbunătățite și mai ales sper să nu avem nevoie de pastile de iod. Bănuiesc că și dumneavoastră sperați. Specialiștii în comunicare spun că toată campania de informare desfășurată de minister a fost un talmeș-balmeș, fără să aibă un obiectiv clar sau un public țintă. De aici și lipsa de interes a românilor care nu au înțeles de unde și pentru ce să-și procure pastilele de iod. Nu s-a putut stabili care a fost obiectivul campaniei. Personal, eu nu am putut delimita dacă a fost o campanie de informare a populației privind accesibilitatea și locurile în care pastila era disponibilă pentru populație, locurile de unde puteau să o ridice. De asemenea, n-am putut să-mi dau seama dacă a fost o campanie de educare în domeniul sănătății, adică populația trebuia să învețe ce trebuie să facă în caz de expunere la radiații. Pastilele de iod vor mai fi ținute în depozitele direcțiilor de sănătate publică până la finalul acestui an, după care vor fi trimise înapoi la București. Ce se va întâmpla cu ele, nu se știe. Cert este că perioada de valabilitate expiră la începutul anului 2025. Toată această afacere a costat statul român numai puțin de 6 milioane de euro. La revedere!